Bine v-am găsit, dragii mei, mă numesc Lucreția Panel și sunt medic stomatolog în București. Astăzi vom vorbi despre afecțiunile cel mai des întâlnite la copii. Cea mai des întâlnită afecțiune la copii este caria, după cum știți și voi. Ea se găsește la toți dinții, inclusiv de lapte, inclusiv de finitivi. Ele pot degenera, aceste carii, și pot ajunge imediat la absces. La dinții de lapte, inflamația numită absces apare imediat, foarte repede, și în momentul când ea apare, durerea la copii dispare. Ca și tratament, acest absces trebuie neapărat tratat la medicul stomatolog. Până ajungeți la medicul stomatolog, administrați pacientului, copilului, antitermicele. De asemenea, una dintre cele mai frecvente afecțiuni la copii este gingivita. Gingivita este inflamația gingiei. Când vedeți că gingia se înroșește, ea poate fi din mai multe cauze. Ea se inflamează și în momentul când apare un dințișor, când derupe un dinte. Gingia în dreptul dintelui se înroșește, se face roșie ca focul. Pe copil îl deranjează, da? La fel, tratamentul este cu antitermice. Aici nu avem de ce să mergem la stomatolog, doar ca să vă lămuriți că este o erupție dentară și nu este altceva. Gingivita de asemenea apare și în momentul când, înainte de apariția unui absces, deci se inflamează gingia, da? Deci ca să faceți o diferențiere din ce motive această gingie s-a inflamat, veniți la stomatolog și stomatologul vă lămurește. De asemenea, foarte frecvent la ultimele generații sunt înghesuirile dentare. Înghesuirile dentare apar datorită faptului că dinții fiind foarte mari, dinții definitivi, sunt foarte mari și apar pe niște arcade foarte mici. Adică, arcadele copiilor sunt foarte micuțe, iar dinții care vin fiind foarte mari, nu au loc să iasă pe arcada respectivă, da? Și atunci apar tot felul de înghesuiri. Ele se rezolvă, totul este rezolvabil prin aparate dentare, nu există nicio panică, noi le rezolvăm, dar după o anumită vârstă. Nu putem pune aparate dentare la dinții de lapte, adică nu vă impacientați dacă dinții de lapte sunt strâmpe, la aia nu avem ce să le facem. La dinții definitivi începem să punem aparatele dentare și se rezolvă cu tratament toate aceste probleme. Demineralizările trebuie să fie o problemă pentru părinți? Demineralizările. Demineralizările apar pe dinții definitivi în general. Ele apar datorită faptului că în timpul sarcinii, în momentul formării mugurilor dentari, care ei se formează în luna a treia de sarcină intrauterină, mama nu a avut aportul destul de minerale, de vitamine, din anumite motive. N-a știut că e însărcinată, medicul nu i le-a recomandat la momentul respectiv. Și atunci apar aceste demineralizări pe dinții definitivi, repet. Ele nu pot fi rezolvate de la sine, pentru că ele există în structura dentară. La anumiți dinți, ele dispar odată cu definitivarea dezvoltării și când ajunge copilul la maturitate, iar la alții, când dinții sunt formați definitiv, le punem, din punct de vedere estetic, obturații, se rezolvă și această problemă. Doamna doctor, vreau să ne întoarcem puțin la inflamarea gingiei și la absces. De obicei, părinții, fie că nu sunt îndeajuns de bine informați, fie că n-au timp să ajungă la medic, încearcă să dea acusare pe gingia copilului sau au în cap tot felul de leacuri din astea băbești. Sunt utile, sunt bune sau e de preferat rapid la medic? Atâta timp cât ești acasă și poate medicul este într-o zi liberă și nu ai cum să ajungi, într-adevăr, leacurile astea care le ai acasă ajută, sarea ajută. Deci chiar sarea pe gingie ajută, este un leac adevărat, deci nu e nimic fals în treaba asta. De asemenea, gelurile, da? Și antiinflamatoriile, da? După care, bineînțeles, te duci la medicul stomatolog ca să rezolve problema.